bună seara! Bună seara! Copiii mei! Să nu ne spuneți că și dumneavoastră vă ocupați cu invențiile. Ba da. Eu chiar am înființat la un moment dat Fundația pentru Inventică și Tehnologii Sustenabile Iustin Capra. Am fost foarte apropiat de domnul Capra. Ne ocupăm de copii de la vârsta de 12 ani. De ei m-am ocupat mult mai de mici. Eu asta îmi doresc cel mai mult, să nu mă trezesc peste 20 de ani că vine el, ea sau sora lui la mine, tata, dăm și mie, făm și mie. Adică vreau să fie stăpân pe ei. Mai îmi spui o dată, Sofie, tu vrei 6.000 pentru 10% din acțiuni? Da. Și? La fel. Tot 10% din acțiuni? Da. Da, tot 10%. Bine. Păi atunci facem o înțelegere. Eu particip cu 6.000 acolo, 6.000 în partea cealaltă, pentru 10% din acțiuni. Eu încerc să vă învăț pe voi ce pot eu să vă învăț, iar cei 10% ai mei, partea mea de profit, că sunt convins că o să ne umplem de bani, da? Eu aș vrea să o donăm. Și voi hotărâți unde o donăm. Eu sunt foarte impresionat de voi doi. Și chiar cred că voi sunteți capabili să faceți o afacere și să obțineți și profit din ea și să o faceți și cu plăcere. Și din acest motiv și eu sunt pregătit să vă fac o ofertă. Mulțumim mult! Vă dau fiecăruia dintre voi o investiție de 6.000 de euro pentru cei 10% din compania voastră. Mohamed, tu vrei cuști. Păi eu vreau, dar vreau să întreb ca să facem așa ca susă un pic mai dezvoltată, că deja am pornit proiectul respectiv, dar să fie, se poate oferă mâncare și apa de băut și căldura de la distanță. Vreau să vă zic că toate automatizările sunt niște bani în plus la căsuța. Eu vreau, Mohamed, să-ți propun să ne băgăm noi și să dăm 12.000 la căsuța de câini și să ne promită că să dea opțiunea de automatizare. Ce zici? În preț, fără să fie opțional? Nu, opțional. Ah, ok. Asta fac oricum. Da, eu te ajut pe partea de... Eu te ajut pe partea de panou solar. Deci punem un panou solar, că dacă o pui în curte undeva fără curent, e mai complicat. La asta m-am gândit și eu. Un panou solar, o mică baterie acolo, trebuie să vedem cum o încălzim iarna, dar ne scurcăm. Și îi facem o aplicație de telefon lui Mohamed. Mohamed îți zice cum vrea să fie, că el e... Nu ce... mie, adică... Nu ție, dar... Vindem. Mohamed are câine, el, ai lui trebuie mâine. Nu, am mai multe câine, nu unul singur. Punem și o cameră video să ne uităm la el, poate și un microfon să vorbim cu el, deci putem așa. El are deja o listă care cuprinde toate acestea. Perfect. Dar nu știu, cred că n-am apucat să o spună. Mohamed, punem 12.000 ca să-l ajutăm mai bine? Da. Îmi place cât ești de hotărât, Rareș, că știi ce vrei și că ți-ai făcut planul foarte bine de acasă. Ești cel mai mic, dar ai planul cel mai mare. Însă îmi place foarte mult și ideea ta, Sofie. Mulțumesc. Pentru că reciclarea înseamnă, de fapt, să nu consumi, să folosești tot ce ai înainte să consumi ceva nou și mă bucură foarte mult proiectul tău. Mulțumesc. Da, deci mă interesează afacerile amândurora. Aș vrea să ascult și afacerea tatălui. A, deci acum vine grosul. Șață gos. Soleta Zero Energie, așa a fost lansată. O casă care nu are nevoie de energie din afară. Soleta este o casă activă, e un concept nou. Toată lumea știe de casele pasive. O casă activă care are mult mai multă grijă față de mediu. Extrem de economic, extrem de bine izolată termic. Noi punem un accent deosebit pe calitate, astfel încât casele să fie asemenea mobilei. Noi trebuie să facem case cu precizia cu care se face mobilierul. E un proiect pe care eu l-am făcut deja acum 6 ani de zile în România. În foarte scurt timp el a devenit extrem de cunoscut în întreaga lume. Așa am strâns în ultimii 6 ani 80 și ceva de mii de intenții de cumpărare, să le spun. Și a fost mult premiată Casa Soleta. Până în momentul de față am fabricat deja aproape 40 de case. Am venit să vă propun, este pasul următor pentru Soleta. Am gândit un nou sistem de producție pe care l-am și testat deja. Tehnic am transformat toate proiectele astfel încât să se poată fabrica la locul de montaj sau pe o aria anume din jurul locului de montaj. Cer zero bani, pentru că nu de bani am nevoie de sprijin.
Am nevoie de niște minți adaptate mult mai bine deja decât a mea, care să ducă cu nonșalanță acest produs, care e absolut minunat, pe alte continente, montajele caselor și producția totul se externalizează, soleta se reduce la o valiză cu care te duci și la consultanți români care merg și pot să gireze câteva montaje în același timp. Deci tu, de fapt, ceri de la noi ceva care e mult mai scump decât banii. Asta își dau seama numai unii. Tu ceri de la noi timp. Exact. Timpul e foarte scump și foarte greu pentru noi, de dat. Vreau acum să hotărâm cum facem cu cele trei afaceri. Eu aș dori un mentonat cu toți cinci, dar pe moment îi aleg numai pe Mohamed și pe Bogdan. Foarte bune decizii. Mulțumim, mulțumim de încredere. Sophie. În primul rând, vă mulțumesc mult pentru oferte. Dacă sunteți și dumneavoastră de acord, eu v-aș vrea pe toți trei. Suntem trei, Dragoș, Dan și eu. Da. Pe noi trei, Sophie, nu? Bravo. Bravo, Sophie, o să rezolvăm. Bine, și cu tata, cum a rămas? Discutăm acum și că... Cătălin, eu sunt interesat de casele tale, însă cred că pot contribui relativ puțin cu expertiza pe care o am eu în domeniul meu. De aceea am să mă retrag. Eu am o problemă cu timpul. Pot fi un partener la nivel de board. Adică, din când în când putem discuta despre strategie. Cu siguranță, dacă vrei să ieși în afara țării. Adică, gândește-te așa, eu când am venit aici, la prima întâlnire, la Imperiul Leilor, vine Mohamed la mine și zice, Bogdan, aș vrea să merg și eu în America, poate mă înveți. Deci e clar că n-ai ce căuta la Mohamed pentru extindere, dar eu te pot ajuta cu extindere, însă nu pot să stau... Nu e adevărat. Nu e adevărat. Eu am zis, să-mi jur să mă duc în America. Eu te-am întrebat dacă America poate să vină la mine, știi? Nu că... Eu vin și accept să te ajut, dar rolul meu fizic, să stau să am un rol în partea executivă, prea puțin. Pe partea de concept, strategie de ieșire din țară, cu siguranță te pot ajuta. Păi nu cred că îmi doresc mai mult. Ok. Eu lucrez la nivel, mult la nivel local și... Da, eu zic că n-ar rău să te bagi, Mohamed. Nu mă bag, dar sunt convins că pot să fie de folos mai mult decât tine, știi? Că eu nu sunt cu borduri, cu figuri, cu aia, eu sunt cu teren, să vedem cum lemnul uscat, nu e uscat. Și sunt convins cu rare și o să facem mai mult bani decât faceți voi cu casele. Pentru acest motiv eu mă retrag. Cătăline, eu de-a lungul emisiunii am investit într-o afacere similară cu afacerea ta. De aceea mă consider în conflict de interese și mă voi retrage. Și eu mă ofer să ajut. O să acord din timpul meu, o să vin alături de dumneavoastră să vă ajut și o să folosim și experiența lui Bogdan. Așa, și ce înseamnă asta? Că nu vă retrageți. Nu mă retrag. Ce bine. Bun. Mulțumim frumos. Mulțumim. La revedere. Deci, băi, Mohamed, eu sunt foarte supărat că la mine n-ai venit să îmi spui că vrei să pleci în America. Dar și eu știam câteva locuri eu în America. Eu am zis că eu nu, nu, nu. Știam și eu vreo două locuri în America, știu. Mă, gheașa, m-am vizit.